Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Gorj Obiectiv, în această seară, alături de mine în studio este doamna Denisa Șuță, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, consilier județean. Bună seara, bine ați venit, doamna Șuță. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Și domnul profesor universitar, fost deputat Pantelimon Manta. Bună seara, bine ați venit, domnule profesor. Mulțumesc de asemenea pentru invitație. Amândurora vă mulțumesc că ați acceptat invitația din această seară, că ați acceptat cumva provocarea, să spun așa, că pentru unii este un adevărat act de curaj să participe în perioada aceasta la emisiuni, pentru că este o perioadă în care anumite personaje, personalități să nu le spun așa, trebuie să dea câteva explicații cu privire la cele care se petrec la nivel național. Mă refer aici la ce se întâmplă în fosta coaliție de guvernare, că nu mai vorbim în momentul acesta de două partide care să guverneze țara. CDRALDE, așa cum spuneam și ieri, s-au retras, au hotărât să meargă alături de Pro-România, au abandonat proiectul conceput împreună cu cei de la Partidul Social Democrat și astăzi cei de la PSD au anunțat că nu renunță nici ei la guvernare, merg mai departe. Pe de altă parte, doamna Șuță, șefii PNL anunță că inițiază toate procedurile pentru a demara moțiunea de cenzură, pentru a depune moțiunea de cenzură, și vă bazați pe toată lumea, vă bazați pe toți cei care nu mai vor să continue Partidul Social Democrat în fruntea acestei țări. Bun. Vis-a-vis de moțiunea de cenzură, este o discuție pe care noi am lansat-o cu mai mult timp înainte de a ști că ALDE intenționează să iasă de la guvernare. Este de altfel singurul instrument pe care opoziția îl are la îndemână, astfel încât să sancționeze măsurile guvernamentale. Este singurul care poate fi folosit într-o sesiune parlamentară. De aceea a și spus președintele Partidului Național Liberal astăzi că așteptăm să avem cele 233 de semnături și în momentul în care ne putem baza pe ceilalți parteneri de opoziție și pe voturile lor, nu doar pe declarații, atunci vom iniția această procedură, și anume moțiunea de cenzură. Acum, sigur, toate partidele politice practic sunt în opoziție, cu excepția Partidului Social Democrat, dar să vedem cât fac opoziție aceste partide și cât declară că fac opoziție, iar acest lucru se va vedea în momentul în care va fi inițiată moțiunea de cenzură și va fi votată în Parlament. Noi sperăm să facă cu adevărat opoziție toate aceste partide care fac parte din Parlament și să voteze această moțiune de cenzură, pentru că avem convingerea că fiecare zi în care guvernul Dăncilă rămâne să guverneze această țară este o zi nefastă pentru România și pentru români. Domnule profesor, în opinia dumneavoastră va fi așa cum spune doamna Șuță, și anume partidele care nu vor să mai fie PSD-ul la guvernare vor vota această moțiune de cenzură sau se vor sustrage așa cum au făcut și la celelalte, cu celelalte ocazii? Sigur, doamna Șuță e un om politic și prin această prismă este explicabilă inclusiv ultima afirmație cu fiecare zi pe măsură ce guvernează PSD-ul e zi nefastă pentru țară. Poate e prea exagerat spus, mai ales că toate partidele care s-au perindat au avut aceleași calificative din partea opoziției, iar realizările nu sunt, hai să zicem, pe măsură să dea forța morală unor afirmații așa de tranșante. Sigur, e adevărat, guvernul actual a condus prost țara, nici eficient, departe de așteptările, promisiunile, deși are câteva realizări. De aceea și spun că e prea mult. Chiar dacă nu poate fi calificată ca o guvernare bună, e prea mult afirmația. Dar eu înțeleg, repet, politică vis-a-vis de guvernare nefastă. Bun. Acum, dacă mă întrebați pe mine, e o opinie personală, nu mai fac de 6 ani politică, 6-7 ani,
Moțiunea de... Mai întâi cu privire la plecarea ALDE. Eu am intuit-o de vreo lună de zile. Toată lumea a intuit. Am și spus-o. Asta. Eu am spus-o public. Pentru că ALDE, din nefericire, pentru el ca partid, să zic, și mai ales pentru Tăriceanu, pe care eu personal îl văd ca fiind cel mai echilibrat om politic al momentului, a fost perceput ca legat ombilical nu atât de PSD cât de Dragnea. Și atunci, sigur, a fost o cădere majoră. El a mai făcut și o greșeală de strategie. Nu s-a pus în fruntea listei, pentru că el ca persoană, și lucrurile astea sunt clare și fără echivoc, sub toate sondajele de opinie l-au dat întotdeauna ca procent de încredere după Iohannis, toate fără excepție, și ale puterii și ale opoziției și mai departe. Ori, din acest punct de vedere, iată, Băsescu, așa bandit cum îl știm noi, și-a jucat iarăși o carte câștigătoare, pentru că PMP-ul era undeva la 3,5%, maxim 4, niciodată nu trecea de 4, și a făcut 5 ceva. De ce? Prin prezența lui Băsescu. Ponta de asemenea s-a pus în fruntea listei. Deși Băsescu și Ponta s-au pus în fruntea listei și au luat 1, 2, 3%. Sigur, PMP-ul mai ales din Moldova și din diasporă și-a completat procentul. Tăriceanu a făcut greșeala să nu se pună în fruntea listei, deși avea acest mare grad de încredere, și partidul s-a dus în jos cu Onorica Nicolae, care este destul de fadă, lipsită de aplomb. Totuși, a fost atâția, vreo 4 ani mandat de parlamentar intern, a fost și 2 europarlamentare. Bun, cu privire la moțiunea de cenzură, să nu scap subiectul și să nu vreau să ocup prea mult, mai ales că e vorba și de o doamnă aici în platou. Cu privire la moțiunea de cenzură, dacă mă întrebați pe mine, de asemenea, ca părere personală, cred că nu va trece. Deși, culmea, poate părea paradoxal, PSD-ul, deși nu o spune public, ar vrea să dea guvernarea. PNL-ul, deși nu o spune public, n-ar vrea să o ia. Nu că n-ar prea vrea. N-ar prea vrea. USR-ul nu o vrea deloc. Dar PNL-ul, de la USR, PNL-ul n-ar prea vrea. Nu întâmplător. Hai să vedem declarația de nuanță a lui Ludovic Orban, care este o declarație diplomatică cu muză iz politic. Anume, vom depune moțiune de cenzură în momentul în care vom avea 233 de semnături, da, să fim siguri că trece moțiunea. Niciodată până acum, deși n-a trecut sesiune fără moțiune. Da. PNL-ul mereu a spus, vrem să ajungem la putere. E logic, că până la urmă ăsta e obiectivul participării la alegeri. Câștigarea poporului pentru, da, a conduce și guverna țara în interesul poporului. Da? Bun. Din acest punct de vedere, declarația lui Orban a căpătat o ușoară nuanță, în sensul că n-a mai spus, domnule, punem moțiunea de cenzură, discutăm de la om la om cum s-a întâmplat dățile trecute și sperăm să câștigăm numărul de voturi necesare pentru căderea guvernului. De data asta, Ludovic Orban își nuanțează poziția, domnule, depunem moțiunea de cenzură dacă strângem 233 de voturi. Ori, lucrurile aici în politică sunt un pic mai diferite decât așa cum par ele la prima vedere. Până la urmă, Ponta, când a pus moțiunea de cenzură împotriva guvernului ungureanu și l-a dat jos pe guvernul ungureanu cu sprijinul, era vorba de USL-ul de atunci, cu sprijinul PNL-ului, n-a pus nicio condiție, domne, dacă strângem semnăturile, nu, a plecat cu jalba în proțap, cu traista în spinare, traista de promisiuni, da, politice vis-a-vis de cei care vor vota moțiunea și au obținut numărul necesar de vot. Dacă vreți să-i răspundeți ceva, domnule profesor. Avem o experiență anterioară a depunerii unei moțiuni de cenzură, când mai multe grupuri parlamentare s-au declarat a susține această moțiune, însă acest lucru nu s-a întâmplat și la vot. De aceea cred că este important să ne dezbrăcăm de această haină a ipocriziei și în momentul în care declarăm că susținem
o moțiune de cenzură, să o și susținem atât prin semnătură cât și prin vot. Cred că acesta este motivul pentru care președintele Partidului Național Liberal a simțit nevoia să atragă atenția partidelor din opoziție că trebuie să trateze cu seriozitate acest lucru și nu doar să declare pentru a-și atrage un oarecare capital electoral, dar când e vorba de a face, să facem altceva decât am declarat. Așa că cred că este necesar să ne asumăm cu seriozitate lucrurile pe care le facem. Este deja, cred că, foarte târziu. Trebuia să facem acest lucru cu mult înainte pentru a nu ajunge în situația în care suntem acum. Iar despre seriozitatea grupurilor parlamentare, inclusiv astăzi am avut niște mostre în Parlamentul României. După cum știți, Partidul Național Liberal a solicitat sesiune extraordinară. S-a acceptat acest lucru. A fost discutată astăzi ordonanța 114, precum și solicitarea Partidul Național Liberal de abrogare a legii privind recursul compensatoriu. PSD a făcut în așa fel încât atât ordonanța 114 să nu poată fi dezbătută, astfel că va merge mâine în Parlament fără a avea raport al comisiilor de specialitate. A fost dezbătută doar în Comisia de Industrie, unde au fost acceptate într-adevăr propunerile Partidului Național Liberal, însă celelalte comisii de specialitate, Comisia de Buget și celelalte comisii care trebuiau să se pronunțe pe modificările la Ordonanța 114 nu și-au dat avizul pentru că nu au fost convocate. De asemenea, în privința proiectului de abrogare a recursului compensatoriu, în condițiile în care știm foarte bine cât rău a făcut acest proiect, faptul că aproape 19.000 de infractori au fost eliberați din pușcării, peste 2.000 de oameni care fuseseră condamnați pentru omor, alte 2.000 pentru infracțiuni cu violență. Am înțeles, așa, doamne, nici în al 12-lea ceas, oamenii ăștia practic nu renunță la anumite măsuri întreprinse până în seriozitate, nu tratăm cu seriozitate și încercăm să folosim tot felul de tertipuri, să mințim lumea în față, să le spunem cetățenilor: da, uitați, facem sesiune extraordinară, abrogăm recursul compensatoriu, modificăm ordonanța 114, dar de fapt facem în așa fel încât acest lucru să nu se întâmple sau să se întâmple foarte târziu. Bun. Este o dovadă, încă o dovadă de neseriozitate a PSD. Nu doar a PSD, poate. Bun, mai departe, trecând, ajungând cumva la Gorj, vedem că disputele astea, practic, au loc la centru. Pentru că, în județul Gorj, alianța nu se rupe. Au anunțat cei de la ALDE că, pe mai departe, va fi o colaborare în consiliile locale între PSD și ALDE. Și cred că și în Consiliul Județean. De ce s-ar supăra cei de la ALDE în Consiliul Județean, spre exemplu? Pentru că nu au motiv, au un om acolo, au oameni peste tot, în comisii, în funcții și nu au niciun interes să se întâmple asta. Adică e fair play sau nu să continue această colaborare la centru în condiții, în județ, în condițiile în care centru a decis? Nu se pune problema aici de fair play, mai ales că fair play-ul și politica nu se pupă foarte adesea. N-au loc una lângă cealaltă, da. Nu, dar aici e altă logică decât la centru. Total schimbată logica. Aici sunt alianțe locale și PNL-PSD, PMP-PSD și așa mai departe. Și nu e nimic nefiresc. Deci e normal. Acolo e vorba și de simpatii locale, de, hai să zicem, și interese de grup, fie partinice, fie personale. E o total altă logică. Pe de altă parte, sunt anumite proiecte care
interesează, să zicem, un primar, un consilier local PNL care vrea să facă un drum. E normal să sprijine pe primar în alte soluții. Bun, profesor, deci în situația total altă logică, schimbată și e justificat. Pe premisa dumneavoastră ar trebui să nu se țină cont de nimic în consiliile locale. Nu are nicio importanță culoarea politică. Așa ar fi normal. Deci așa ar fi normal. Ca aceste simpatii sau antipatii politice să dispară în momentul în care se constituie consiliul local. Să nu mai conteze din ce partid provine. Eu spun că așa se întâmplă, așa e viața reală. Nu, nici măcar nu spun dacă e bine sau rău. Aici e discuție, poate... Bun, dar mai apare un aspect. Nu, dar așa se întâmplă. Asta e realitatea, nu poate nega nimeni. Mai apare un aspect. Practic, cei din județ nu susțin deciziile de la centru și asta este grav. Pentru partid, nu pentru dumneavoastră, ce de la PNL, spre exemplu, doamna Șuță. Eu aș vrea să fac o precizare. În județul Gorj nu există niciun fel de alianță sau înțelegere între consilierii locali PNL și PSD. Mai există în anumite locale, doamna Șuță. Dumneavoastră puteți să-mi dați un exemplu de o alianță între consilierii PNL-PSD. Dar sunt convinsă că am întâlnit localități în care colaborează foarte bine, nu, să spun este, așa. Dar este foarte adevărat, consilierii Partidului Național Liberal, atât la nivel local cât și în Consiliul Județean, nu au votat niciodată împotriva proiectelor propuse de primarii PSD sau de președintele Consiliului Județean care au legătură cu dezvoltarea comunităților locale sau proiecte de investiții de anvergură la nivelul județului Gorj. Pentru că este o idioțenie să te propui, să te opui unor propuneri care vizează dezvoltarea comunităților locale, o idioțenie pe care o practică PSD atât în Consiliul Local Târgu Jiu cât și în Consiliul Local Motru. PNL niciodată nu a votat împotriva unor astfel de proiecte și există în sensul ăsta procese verbale și de la Consiliul Județean și de la celelalte consilii locale, majoritatea afișate pe site-urile primăriilor și Consiliului Județean în virtutea transparenței. Vis-a-vis de această alianță ALDE PSD, ea funcționează, cel puțin în Consiliul Municipal Târgu Jiu funcționează, în Consiliul Municipal Motru de asemenea funcționează. Întotdeauna s-au opus proiectelor inițiate de consilieri PNL sau de primarii PNL. Nu știu dacă neapărat se respectă o linie a partidului, dar nu cred că această alianță a funcționat la nivelul județului Gorj. Nu a existat o alianță cu adevărat sau o coaliție între Mihai Weber, de exemplu, și Ion Iordache. Întotdeauna au fost discuții destul de stufoase între cei doi. Nu știu care sunt motivele și nici nu mă interesează. Dar am văzut astăzi declarații că Ion Iordache intenționează să-și facă un partid. Am deja un deja vu, ca să folosesc o repetiție. S-a mai dorit crearea acestui partid al primarilor. Domnul Manta știe despre ce discutăm. Nu cred că este un proiect real care să poată să aibă vreo șansă. Oricum, în momentul ăsta, cel puțin la nivelul județului Gorj, sunt total dezorientați cei de la ALDE. Doar cei de la ALDE sau sunt și personaje, persoane care l-au susținut pe domnul Iordache? Mă refer și la primaria Partidului Social Democrat, care s-au afișat public de domnul Iordache, care la votul de la alegerile europarlamentare au demonstrat că l-au susținut și au susținut ALDE-le și care acum probabil sunt la fel de, nu știu dacă neapărat dezorientați, dar cumva descumpăniți de atitudinea asta. Faceți referire la o relație familială. Nu mă refer doar la doamna de la doamna primar de la Turceni. Sunt și primarii pe zona aia, Motru, care l-au mai susținut pe domnul Iordache. Au fost ei, nu știu dacă l-au susținut, da, într-adevăr au fost filmați de ziariști în sediul ALDE, asta nu înseamnă că l-ar fi susținut pe Ion Iordache. Dacă ar fi obținut ALDE-le un partid, un scor foarte bun, sunt convinsă că în momentul acesta ar fi fost la ALDE, adică
Asta era și viziunea lor viitoare. Nu? Asta era scenariul acum, complet, nu? În legătură cu aceste colaborări locale, sigur, eu am dat un exemplu, PNL, PSD, PMP, PSD. Nu, acum, doamna Șuță, este de înțeles că nu poate să accepte public o asemenea colaborare, dar eu, sunt. Numai 5 comune, Baia, Polovraj, chiar și la Novaj, la Crasna, așa, dar n-are rost să... Da, acolo se lucrează foarte bine. Atenție, acolo nu sunt lupte. La Novaj avem o majoritate absolută, adică primarul Dumitru Leuștean a votat cu consilierii PSD proiectele primarului liberal. Eu ce spun că încântărez bine și logica și sensul cuvintelor. Așa se întâmplă realitate. Nu e neapărat condamnabil, repet. Acum, cu privire la Iordache, el este un potent om de afaceri. Și era previzibil și un potent om politic. Cel puțin eu i-am dat destul de mare credit, așa, deși cred că n-am vorbit de vreo 7-8 ani cu Iordache de când era primar, sau da, 10 ani chiar. Deci nu pot fi bănuit eventual de un parti pris. Dar cred că în ultima perioadă Iordache începe să baleeze prea mult. Sigur, el își dorește cu tot din adinsul un post de parlamentar. Nici nu trebuie să ai o discuție cu el ca să-ți dai seama casa urmărește exact prin ceea ce a făcut, pașii politici, a băgat și bani, și de aceea în politică până la urmă trebuie să ai și bani. Ori nu trebuie să te gândești numai să iei puterea și eventual să faci bani. Trebuie să și bagi bani. Bun. Dar cred că în ultima perioadă de timp joacă prea mult pe sârmă. Până la urmă chiar nu-l înțeleg, fiindcă creându-se acest pol politic, pentru că n-am nicio îndoială, e aproape o certitudine că ALDE va face o alianță cu Pro-România, păi da, pentru că ăsta a fost gestul lui Tăriceanu, da, cedarea și a puterii și a candidaturii sale. Sunt două concesii majore în politică. Tăriceanu, da, a făcut de-a lungul timpului puține concesii. A făcut ca orice un politic și în parte este chiar justificat și firesc. Bun, din acest punct de vedere, cred că Iordache face o greșeală. A anunțat cu trâmbiță în particular că și pleacă. Acum lasă de înțeles un participare la un alt proiect politic. Lucrurile astea îl derutează și pe el, dar că și nu mai știe încotro să apuce, îi derutează și pe colaboratori și cu atât mai mult pe potențialii susținători și evident electorat. Scurtă pauză de publicitate și revenim în studio, continuăm discuția, vorbind sigur mai multe despre acest proiect la care se referea doamna Șuță, și anume Partidul Primarilor. Este un proiect local, evident, nu poate să ia mai mare amploare, ce șanse ar avea, dar discutăm și despre candidații la alegerile locale din 2020, pentru că ați văzut, a plecat domnul Ciprian Florescu, deja analiștii politici, cei care sunt cu ochii pe PSD, se gândesc că trebuie să vorbim despre o altă persoană, că nu are cum să fie domnul Ciprian Florescu de la București și un candidat cu șanse la primăria municipiului Târgu Jiu. Revenim în câteva momente, continuăm discuția aici în studio. Am revenit, doamnelor și domnilor, vă reamintesc alături de mine doamna Denisa Șuță, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, de asemenea consilier județean, și domnul profesor universitar, fost deputat, domnul Pantelimon Manta. Discutam în prima parte a emisiunii despre ceea ce se întâmplă la nivel național, sigur, spre finalul primei părți, ajungând și cumva la Gorj. Domnul Iordache nu a interzis clar membrilor ALDE să colaboreze cu cei de la Partidul Social Democrat. Cred că nici nu l-ar asculta consilierii locali neapărat, primarii care, câți primari are ALDE, că nici nu-mi dau seama în momentul acesta, la Rovinari, da, Rovinar, și Drăguțești. La Drăguțești, dar la Drăguțești
cu jumătate, doar cu numele el, că domnul Popescu și-a anunțat intenția de a candida la următoarele alegeri din partea Partidului Social Democrat. Deci domnul Iordache nu ar putea neapărat să se pună în fața, să se impună în fața domnului Filip și să-i spună ce să facă, cu atât mai puțin în fața domnului Dumitru Ion Popescu de la Drăguțești. Nu, atitudinea lui Iordache, cu scuze, este corectă. Doar jumătate de minut. E relativ acceptabilă și din punct de vedere politic și din punct de vedere uman. Nu, celelalte atitudini ale lui Iordache, semnalul că s-ar duce dincoace, că s-ar duce dincolo și așa mai departe. Oscilează mult prea mult. Exact. Din își demobilizează de în totalitate și electoratul. Și electoratul și să știți ceva, o să ajungă să nici el să nu mai știe ce vrea. Ce vrea. De ce nu dați nicio șansă unui proiect al primarilor, doamna Șuță? Că spuneați dumneavoastră în prima parte a emisiunii că deja s-a exprimat în direcția asta. E adevărat, e un proiect care la un moment dat se discuta cu ceva vreme în urmă, nu a căpătat nicio formă, dar iată, discuția e reluată. De ce să n-aibă nicio șansă? Nu va căpăta nici de această dată nicio formă, pentru că nu sunt primari, în primul rând, disponibili pentru a face parte dintr-un asemenea proiect. Domnul Iordache cu primarul de la Rovinar nu pot să facă un asemenea proiect și este greu de crezut că primarii celor două partide politice importante, PSD și PNL, ar intenționa să acheseze la un astfel de proiect, care de altfel nici nu are o finalitate. Poate pentru alegerile locale să ia în calcul un astfel de proiect, dar în niciun caz nu l-ar duce pe domnul Iordache acolo unde își dorește dumnealui, și anume într-un post de parlamentar. Da, spuneați tot dumneavoastră că își dorește să plece domnul Iordache de la ALDE. La un moment dat, am văzut că a declarat dumnealui în spațiul public. Că se gândește, da? La un moment dat, în spațiul public, de asemenea, au apărut informații conform cărora fix cu PNL-ul ar discuta domnul Iordache. Domnul Iordache fix cu PNL-ul nu discută, poate și-ar dori să discute, dar domnul Iordache, după cum știți, a fost exclus din Partidul Național Liberal datorită faptului că în campania electorală anterioară de prezidențiale, domnul Iordache, membru al Partidului Național Liberal, a declarat public că îl susține pe Victor Ponta, de la candidatul PSD. Și, mă rog, au fost și alte nenumărate motive, însă acesta a fost principalul motiv care i-a atras domnului Iordache, excluderea din rândul membrilor Partidului Național Liberal. Așa că este greu de crezut că domnul Iordache ar mai avea vreun viitor lângă Partidul Național Liberal. Există vreo decizie în partid care se interzică? În sensul ăsta. În cadrul Partidului Național Liberal, da, în urma Consiliului Național, s-a luat decizia ca în cadrul Partidului Național Liberal să nu fie primiți membrii PSD, ALDE sau Pro-România. Fără excepție. Fără excepție. De ce ați făcut gestul ăsta, domnule profesor, cu privire la revenirea domnului Iordache? Pentru că astfel de negociere au avut loc chiar clar. La cel mai înalt nivel, la nivelul județului vorbesc. I-aș pune o întrebare retorică colegii mele de platou. Dacă, pentru că e o ipoteză plauzibilă, să ne înțelegem, nu e totalmente aruncată, dacă Iordache se întoarce în PNL și va fi membru fără discuție marcant al PNL-ului, își dă demisia din PNL? Doamna? Eu nu flutur demisia prin studiourile de televiziune, însă vă pot garanta că Ion Iordache nu va reveni în Partidul Național Liberal. Și dacă va reveni? Pentru că, după cum știți, pentru a avea această calitate de membru, cererea de adeziune trebuie să fie votată în cadrul biroului politic județean și, cu siguranță, majoritatea colegilor mei, cei mai mulți, nu vor vota primirea lui Ion Iordache în cadrul Partidului Național Liberal.
trecând peste faptul că s-a luat această decizie la nivelul Consiliului Național, al Partidului Național Liberal, că nu vor fi primiți membrii PSD și ALDE și, după cum știți, noi nu încălcăm aceste decizii pe care le luăm și la noi statutul este respectat. Faptul că Ion Iordache are anumite relații personale cu membrii ai Partidului Național Liberal sau cu oameni cu funcții în cadrul Partidului Național Liberal este foarte adevărat pentru că, repet, a făcut parte din acest partid și are încă legături cu colegi de-ai mei, dar asta nu înseamnă că Partidul Național Liberal îl va primi pe Ion Iordache. Dialogurile sunt absolut libere în partid. De contră, ea spune doamne Șuță că a învățat bine politică și vorbește ca la carte. Vă mulțumesc frumos! Ca la statutul partidului. Numai că viața reală este... Contrazice manualul. De foarte multe ori. Multe ori. Bun, deci și cu asta cred că înțeleg de la dumneavoastră, dar presupun că nu vreau să dezvoltați, că este și altă discuție. Bun. Ce se va întâmpla în viața reală, dar cred că voi am dreptate care vrea să de negocieze aceasta cu PNL-ul, și anume domnul Ciocea, care știți că la un moment dat era foarte apropiat de cei de la ALDE, supărat pe PSD, înțeleg că noastră de profesie știți foarte bine că domnul Ciocea are cele mai mari șanse să piardă procesul cu cei de la PSD și să-și piardă mandatul de la Bustuchin. Până îl pierde, vin alegerile viitoare, așa că din a apărut astăzi de asemenea o informație în presă cum că domnul Ciocea este interesat de o colaborare cu cei de la PNL. Și mai ales interesat de o colaborare poartă negocieri cu domnul Marcel Romanescu, în ideea în care domnul Romanescu își dorește administrator public și domnul Ciocea de ce să mai stea la Bustuchin, n-are șanse în Parlament, uite, vine la Târgu Jiu administrator public. Asta este informația zilei care mi s-a părut mie printre cele mai importante. Acum, e posibil în opinia dumneavoastră? Îți de acord, de exemplu, cu ce spunea doamna Șuță, partidul primarilor e o utopie. Și nu atât că n-ar găsi prozeliți. Nu, aici este simplu. Explicația e mult mai simplă. Toți primarii ar vrea să fie în Parlament. Absolut. S-au săturat după 2, 3, 4 mandate, cum să mai stea el la o comună amărâtă din fundul județului. Îmi cer scuze de exprimarea mai directă, da? Și atunci sigur că tot vrea și el la Parlament. Bineînțeles, și atunci chiar dacă ar înființa un astfel de partid, se pot trece toți pe liste și mai ales toți pe locul 1. Deci aici lucrurile sunt extrem de simple. Simple, da. Le contrazice sau verdictul îl dă viața. Acum, cu privire la Ciocea. Ciocea a fost un primar bun. Un primar bun. A făcut acolo un edil care a știut ce vrea până la urmă și de la politică, dar mai ales pentru comunitatea locală. Calitatea asta nu o poate nega nimeni. Numai că în ultimul timp parcă începe să baleze, știți? Și lucrul ăsta s-ar putea să-l coste. Acum, în măsura în care ar vrea să fie administrator public și ar face o înțelegere cu Romanescu, eu o consider fezabilă, dacă chiar e reală. Sincer, n-am nicio informație în sensul ăsta, dar nu este de neluat în calcul și nici cred că pretenția nu este chiar așa exagerată, pentru că el este un bun administrator. Sigur, acum, să fie scuzat, totuși, la nivelul Parlamentului ar trebui să fie și niște buni oratori, niște... Să aibă și alte calități. Să mai aibă și alte calități. Sigur,
Până la urmă, dacă se ducea acolo... Dacă se ducea acolo, Ciocea oricum era mai bun decât jumătate din oamenii de acolo. Dar în opinia mea, repet, ar trebui să aibă și să dispună și de înțeleg că acolo totuși ajung oameni care încă își mănâncă pachetelul din ziar, adică despre ce vorbim? Nu-și mai mănâncă, că acum au cantina aia și... Deci, dincolo de salarii, nu se duc la cantină. La cantină mă duceam eu, nu. Ascultați-mă, nu are o să îi vedeam pe la cantină. Deja e pentru săraci, pentru aia. Exact, pentru aia mai amărâți provincialii. Da. A mai fost vehiculat acest scenariu cu câteva luni în urmă, dar el s-a dovedit a nu fi real. Ceea ce este real este faptul că, într-adevăr, Marcel Romanescu are o relație de prietenie cu primarul din Bustuchin. Asta nu înseamnă că este o condiție ca Ion Ciocea să fie membru PNL ca să poată fi desemnat administrator public de către primarul Marcel Romanescu, dar repet, nu am aceste informații, sunt niște speculații făcute în spațiul public, probabil se încearcă testarea, știți că există acest teren, aruncarea unei fumigene pentru a vedea ce anume iese de acolo. Nu am aceste informații și nu vreau să comentez pe marginea unor speculații. Și venirea domnului Ciocea dar, în echipa lui Romanescu. Nu știu. Nu, așa cum... De aceea am și spus că e fezabilă. O astfel de soluție este fezabilă. Poate învăța și Romanescu de la Ciocea și Ciocea de la Romanescu. Dar să nu uităm că și domnul Ciocea până la urmă provine tot din PSD și ar cădea tot sub incidența hotărârii Consiliului Național. De fapt, bine din PDL-ul, dar, vă spun eu, a fost primarul atunci de mine. Da? Da, e și, clar, înseamnă și că omul are gândire liberală. Da. Bun, este asta, poate relevă și un alt lucru, și anume faptul că Aldele deja nu mai este deloc un partid frecventabil și că toți cei care la un moment dat se gândeau să facă pasul către această formațiune vor trebui să se reorienteze. Nu, lucrurile nu stau așa în nou context politic. În contextul ieșirii de la guvernare și a unei foarte probabile alianțe, pentru că mișcările politice ale lui Tăricianu așa se explică. Probabil că are certitudinea încheierii unei alianțe politice cu Ponta, că anminteri cele două cele două acțiuni politice ar fi sinucigașe în măsura în care rămâne singur pe scena politică. Ori în măsura în care se aliază cu Pro-România, constituie o forță politică redutabilă, da, mai ales că mai pot lua și dinspre PSD-ul. Uite, vin foarte multe oamenii. Întrebări în minte în momentul acesta, adică Aldele se aliază cu Pro-România. Pro-România, un partid, practic o platformă construită de Daniel Constantin, plecat din ALDE, supărat pe Tăricianu, și acum sunt puși la aceeași masă. Adică e bine, o chestie. Doamna Manuela, de-aia e bine să nu spui în politică niciodată. E adevărat. Bun. Niciodată. Trecând mai departe, vă întreb despre strategia asta a Partidului Social Democrat. Inițiază sondaje de opinie, da? Comandă sondaje de opinie. Sunt incluse niște persoane. Vorbeam la un moment dat despre domnul Adi Câmpeanu în pauză și anume că în primul sondaj realizat de PSD a ieșit pe primul loc. Domnul Câmpeanu a spus: nu, mulțumesc, nu vreau să scandez, rămân la mine la Runcu. Se fac alte sondaje de opinie. Vine domnul Ciprian Florescu, primul clasat, prefect al județului, care acum, surpriză, e trimis la București în Ministerul de Interne. În aceste condiții, în opinia noastră și cu dumneavoastră încep, domnule profesor, Ciprian Florescu mai rămâne o variantă bună pentru PSD ca și candidat la Târgu Jiu? Sigur, varianta Ciprian Florescu nu este ideală, dar este o soluție bună.
pentru PSD, în lipsă de altă variantă, alte soluții mai bune. Acum, sigur că poate influența această decizie de ultim moment, plecarea în Ministerul de Interne, dar nu cred că creează așa o situație chiar insurmontabilă vis-a-vis de posibila candidatură. Din mai multe puncte de vedere. În primul rând că nu știu cât stă pe la București domnul Ciprian Florescu, mă refer la longevitatea acestui guvern. Am înțeles. Că, evident, că nu mai putem vorbi de continuarea activității în măsura în care guvernul va pica. Iar eu cred că actualul guvern nu cred că va ține până la alegerile parlamentare viitoare. Chiar dacă nu pică în toamnă... Va pica până la... E un subiect pe care mă tentați să-l dezvolt, dar vreau să discut despre Ciprian Florescu și despre deci din punctul ăsta de vedere, părerea mea este că rămâne un candidat. De ce spuneți că ați vorbit așa pe un ton mai negativ în varianta în care Ciprian Florescu să candideze din partea PSD? De ce nu e o soluție foarte bună? Păi, să ne înțelegem. Nu, că eu am o părere chiar bună despre Ciprian Florescu. Dar nu atât de bună cât să-l vedeți câștigătorul Pavel Romanescu. Nu, am o părere bună, că pot avea de politicieni. Bun. Când spun bună, eu sunt un om pretențios. Considerați-o exprimarea ca fiind foarte bună, dacă asta doriți. Deci am o părere bună despre el și ca om și ca prefect. Sigur că a avut și anumite stângăcii, n-are o foarte bună experiență, dar omul este serios, învață pe măsură ce se confruntă cu problemele și cred că poate fi o soluție bună. Acum, sigur, pe de altă parte, eu nu ascund, am o relație de apropiere cu Marcel Romanescu și nu numai prin această prismă consider că totuși, indiferent de candidatul pe care îl va arunca în luptă PSD-ul, cred că Marcel Romanescu are prima șansă. Și o spun asta nu neapărat prin prisma partidului personal, da? Ci ca logică politică. Am înțeles. Elementar. Da. E primarul pleacă. Primarul se alege din una că primarul pleacă cu prima șansă, dar primarul se alege din primul tur. Gândiți-vă că oricum cât ar fi de prost și de slab plasat, el oricum are 25-30% din start. El. Fără să facă absolut nimic. Exact, am ca înțeles. Primar în funcție. Bun. Fără să facă nimic. Altceva. Având în vedere că sunt mulți alți candidați și care și împart voturile, că dacă ar fi un singur contracandidat, probabil că ar avea șanse foarte mari Ciprian Florescu, dar votul ăsta se va împărți și din punctul ăsta de vedere. Cât ar fi el de bun, va fi lupta grea cu Marcel Romanescu. Vă ofer așa un moment de confort toată bâșbâiala asta PSD-ului cu desemnarea candidatului. Aveți și noastră mare noroc, doamna Șuță, cei de la PNL, că v-ați împăcat cu Marcel Romanescu. Noi domnul Marcel Romanescu a revenit la sentimente mai bune față de partid. Nu știu dacă a fost un scandal mai mult în spațiul public decât în interiorul. A, da, e adevărat, provocat de domnul Marcel Romanescu, declarații domnului Sala au fost așa, declarații incendiare. Publice destul de discutabile, dar acestea nu au creat acel scandal sau o schismă în interiorul Partidului Național Liberal. Suntem un partid democratic și libera exprimare este principalul punct pe care noi mizăm atât în cadrul ședințelor cât și în spațiul public. Sigur, eu cel puțin prefer să fiu rezervată în astfel de declarații
Dar există momente în care oamenii simt nevoia să se exprime, să se exprime și așa. Bun. Dar niciodată nu s-a pus problema ca Partidul Național Liberal să nu-l susțină pentru o candidatură la primăria municipiului Târgu Jiu pe Marcel Romanescu. Așa că este evident că Partidul Național Liberal și Marcel Romanescu vor câștiga un nou mandat la primăria municipiului Târgu Jiu, indiferent cine va fi candidatul pe care PSD îl va desemna pentru această... Vedeți că pe premisa asta a pierdut domnul Aurel Popescu pe principiul ăsta, alegerile din 2017, adică a stat atât de relaxat domnul Aurel Popescu. Asta nu înseamnă că Partidul Național Liberal a stat foarte relaxat. Au fost și alte chestii. Nu este, nu este. Nu este același lucru, e adevărat. Absolut. Aurel Popescu a pierdut alegerile prin faptul că a avut incapacitate de a ajunge la cetățeni și pentru că a demonstrat atât în campanie electorală cât și în perioada în care a asigurat interimatul la primăria municipiului Târgu Jiu că nu poate să facă mai mult decât ceea ce făcea din funcția de viceprimar. De altfel, nici nu s-a bucurat de o notorietate, chiar și având această funcție de primar interimar, Aurel Popescu, ca să poată să obțină prin alegeri această funcție. Bun, de ne apropiem de final, dar nu pot ca să nu ating un pic și subiectul pe care l-a deschis domnul Manta, și anume acela legat de faptul că PSD chiar nu va sta la guvernare până în 2020. Dumneavoastră, cei de la PNL, sunteți pregătiți, doamna Șuță, să preluați guvernarea? Nu păreți a fi noi am mai spus foarte bine organizat pentru alegeri anticipate, după cum regulă. Altfel spus, spuneți și dumneavoastră nu guvernării? Evident, spunem nu guvernării, dar spunem nu guvernării de și mai bine de 4 ani. Ce faceți dacă trece moțiunea? Ce faceți? Cum? Dacă nu, spunem nu guvernării PSD. Okay, noi suntem pregătiți înțeles pentru guvernare, că am da, spus cum? Asta pregătiți anterior. Spun că nu, adică nu, nu dați niciun semnal concret. Noi, asta e structura, asta vrem noi să facem, cu asta venim noi. Da, este evident că în momentul în care amendez niște măsuri proaste pe care guvernul PSD le ia, vin cu niște alternative. Că... Iar parlamentarii noștri au susținut acest lucru atât în Parlament cât și în spațiul public. Inclusiv în momentul construirii bugetului de stat, după cum știți, Partidul Național Liberal a prezentat un alt proiect de buget de stat, s-a atras atenția asupra faptului că cifrele prezentate în buget sunt ireale, că acest buget a fost construit pe niște fantasmagorii, la fel cum s-a întâmplat și cu programul de guvernare, s-a dovedit acest lucru în momentul prezentării execuției bugetare. Iată că inclusiv Călin Popescu Tăriceanu pleacă de la guvernare și de la masa cu Liviu Dragnea și cu Bădălău și cine mai era acolo în momentul construirii bugetului de stat și spune ceea ce Partidul Național Liberal spune de 4 ani de zile. Asta nu-l disculpă cu nimic pe domnul Tăriceanu. Că este un aur în la buget de 10 miliarde de lei. Foarte pe scurt, deja am depășit spațiul. Am înțeles. 10 secunde, n-a fost o dispută Romanescu-PNL, a fost o dispută Romanescu-Vâlceanu, să ne înțelegi. Și lucrul ăsta știm toți. Da. În al doilea rând, dar dacă Romanescu nu revenea la sentimente mai bune, în moment erau întreprise niște măsuri. Eu mai cred departe că PNL-ul nu face dovada, în afară de niște declarații politice, a unei dorințe și putințe de a guverna imediat eficient și în beneficiu țării. În primul rând că n-are o strategie și nu o văd. Dom'le, în domeniul economic facem așa, așa, așa. În domeniul salarizării facem așa, așa, așa. În domeniul critic, într-adevăr, și foarte adesea, pe bună dreptate, actuala guvernare, dar nu vine cu variantă. Dar nu e suficient. Suntem la final. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă mai aștept și cu altă ocazie. E clar, e mult de discutat pe chestiunea asta și poate de aici începe adevărata dezbatere pe ce vrea PNL-ul să facă și pe ce a făcut PSD-ul. Dar ne revedem cu altă ocazie. Doamnelor, domnilor, dumneavoastră, vă dau o nouă întâlnire mâine seară. Toate cele bune până atunci.